Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de Skyblock alături de Nisa și înainte să începem, m-aș bucura tare mult dacă am putea strânge peste 1000 de like-uri la acest clip. Hai să vedem toată lumea care este activă la această serie, pentru că suntem 70.000 de oameni pe channel. Oh my god, o grămadă de persoane pentru mine cel puțin și sunt entuziasmat pentru numărul ăsta imens și vreau să vedem dacă lumea este activă la seria de Minecraft, de Skyblock. Ei bine, poate mă întrebați ce vom face noi în acest episod. Aflați că ne-am propus să ne enchantăm multe, multe iteme de PvP. Vom merge, vedeți că aici avem noi un enchanting table la spawn. Vom merge la insula noastră și vrem să ne facem iteme pentru PvP, pentru că, băi, vrem să mergem și noi la War PvP când o să fim pregătiți. Poate chiar în episodul viitor o să mergem, uite, aici să ne batem cu zeii PvP-ului de pe serverul MCX. Dar până atunci trebuie să ne facem iteme, întrucât avem nevoie de enchanting-uri multe, multe, multe. Și de alea cu protection 4 și armă 5, fire aspect 2. A sortat Nisa, așa, un pic off camera, niște iteme. Vedeți că avem și un cufăr cu unelte, unul cu minereu și avem multe, multe diamonduri. Dar n-avem și XP bottle-uri, ca să facem XP, spune. Da-ți feel că iarăși ești pe veniș. Da, da, ok, gata. Așa, și dar hai să mergem noi la Warp Shop să ne cumpărăm sticluțe de XP. Băi, eu sper să-mi ajungă banii. Te duci să cumperi? Da, o să cumpăr de toți banii, vedeți aici balanța mea, cum s-ar spune. Mamă, ce lag e când am spart un bloc. Pe bune la mine nu, e perfect, se mișcă bombă, e 19 TPS-uri. Și ăsta e maxim, mă rog, maxim e 20. Ok, o să cumpăr cât pot de multe XP battle-uri. Dau aici, de fapt hai să-mi vedeți și voi mânuța când dau click. Brum, 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 brum. Cumpără de link aici. Păi dacă puteam să cumpărăm, nu știu, cu 16, nu cu o bucată, ca să stau așa. Ok, da. Nu ai destule fonduri, doar 46 de sticluțe mi-au ajuns. Atunci mai minez. Mai minează ca să facem XP, da. Ok. Hai să dau eu aici, să fac măcar eu level 30, dar nu cred că vor ajunge. Atunci mai mă duc să mai vând niște diamante. Nu ajung. Sau hai să mă duc să vând niște lapis. Că păstrează, știu, 16 blocuri, da. Am venit de afară și am mâinile efectiv degerate. De-abia mai pot să tastez. Warp Shop. Hai, Warp Shop, bun. Trebuie să-mi dau microfonul ăsta mai așa, că mă încurcă la tastatură. Bun. Măi, am văzut că e destul de apreciată seria asta, pentru că mereu mă întrebați, Dolin, nu mai apare Skyblock, te-ai lăsat de Skyblock. Nu știu ce. Dar nu avem mereu timp să ne sincronizăm. Eu și cu Nisa, ca să filmăm Skyblock. Ok, am cumpărat maxim. Hai să cumpărăm iar XP battle-uri. Aș putea să cerșesc pe server, că sigur să fiți voi darni să-mi dați bani. What the fuck, doar, deci am vândut o grămadă de lapis și doar 4 sticluțe mi-am putut lua de acei bani. Doamne, e super scump. Mă așteptam să fie mai ieftin. Deci să înțeleg că nu e o afacere asta. Hai să vezi. Mai bine minezi, mai bine minezi, frate. Ia-ți și tu în târnăcop și mai fă-ți un generator de la. Ok. Ia slavă de la shop-ul de astea. Oh my god. Ah, a fost și un pic de lag acum, văd. Mamă, dar am lag la Minecraft, what the fuck. Deci fie când sparg un bloc. Ah, păi și de ce? Da, așa, ce arăt eu. E un bug în Minecraft, că gen nu poate să încarce chunk-ul de sub el. Ok. Gata. Era de la Minecraft. Deci asta era? Trebuia să pui un bloc sub generator. Că de la server nu era lag, era de la clientul de Minecraft, cum ar veni. Un diamond, bun. Da, but, enchanting-urile sunt la etaj sau jos? Unde? De cumpărat la shop sau ce? Da. Nu se găsește la shop de cumpărat. Dar e la spawn, nu trebuie să cumperi neapărat ca să îți enchantezi. Adică dacă vrei tu să ai pe insula ta. Eu nu am niște sticluțe. Eu îmi sparg aici și sper să fac level. Aș topi și iron pentru a face level. În halul ăsta am ajuns. Ok, nu mai avem foarte mult. Hai că am aproape level 18. Bă, măcar un level 30 vreau să fac. Să-mi înceantez și eu ceva. Să-mi înceantez o sabie. Știu că mulți mă veți întreba, băi, dar de ce nu ții un kit de PvP dacă vrei așa de mult? Dar nu vreau să... Adică vreau să joc fair play. Nu vreau să trișez. Adică nu e trișat. Mai că... Eu te pensez, dă-ți mă heal. Heal Nisa. A, nu mă vedeam. Gata, te-am dat eu.
Ok. S-a drogat Nisa, un pic acolo. Asta-i să-mi dau eu web un pic mai jos, pentru că eu stau mai așa pe scaun. Eu așa stau pe scaun, uite așa stau. Deci, da bine, în clipuri încerc să stau cât mai drept. Deci hai să mai fac un generator. Da, și vezi aici Tokyo, dar mă rog, scrie invers. E un handrack super șmecher, îmi place mult de tot. Pac. Chestiile astea. Uite, acum nu a mai apărut ăsta, what the fuck. Ce? Blocurile astea nu mai apar. Ok, gata. Păi dai uite câte emeralde am, mă duc să vând. Ia, dă și mie să vând. Ia, hai că-ți dau acum și ție. Ia, de vezi că ți arunc. Da. Și facem balna greu. Un warp shop, hai să vedem. Imediat facem balna. Că se vânde cu 70 nu. Da. Măcar să facem level 30 să înșantăm ceva. Iar așa trebuie să ne dăm toți. Da, da, pentru că ne schimbăm lumea de aia. Da, dacă ne aducem la noi pe insula, nu? Sell. Iar vindem cu câte o bucată. M-am omorât, frate. Mamă, îmi vine să pun eu acum să schimb sign-ul, să vând cu câte 32 de bucăți. E o prostie să vin cu... Păi tu dai seama că stăm noi să vinem cu o bucată? Păi ne apucăm știu, mâine, fratele meu. Stăm foarte mult. Da, n-ai ce zice. Asta e, de-abia am vândut un stack, deci... Wow, aleu. Și tu? Și câte stack-uri mai ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, să zic așa. Ca mine. Aha, deci o să stăm ceva să-l vindem. O să stăm ca lumea. Aș pune oricum pauză. Eu am level 26 și imediat fac. Eu deci... am level 18. Păi da, imediat faci, mă, că îți cumpăr foarte multe de astea și imediat îți dăm. Da. Eu deja am vândut încă un stack. Și eu, aproape, mai am 5 bucăți și încă un stack. Și ia de slash money. O să dau nu acum. Să le vând pe toate. Mai afacere destul de bună, adică economia e destul de ok pe MCX. La emeralde, dar dacă stai să vinzi altceva. Păi da, tocmai trebuie să fie un singur item care să fie așa mai bonusat, nu toate. De exemplu, când jucam eu survival pe primul meu server, singur item bonusat era melonul și trebuia să ai o grămadă de ferme cu melon de alea automate ca să faci mulți bani pe server. Da. Înțeleg că făceai 50 de dolari pe pepene, parcă. Era bine. Era super. Pentru că pepenele gen într-o bucată. Sau nu, de, 50 de dolari din 10 bucăți de pepene, așa era. Cam perfect. Da. Și aveam noi pe târnăcoape, pe topoare, aveam fortune. Mamă, era o afacere să ai fortune pe topor. Și vrem, eu cu Link vrem să vă întrebăm în, din episoadele viitoare ce vreți să facem. Că exact, da, vrem să vă întrebăm să scrieți în comentarii, băi, ce altceva vreți să facem. Adică nu știu, să ne apucăm să ne construim o casă sau să mergem la PvP, nu știm exact. De aceea am vrut să vă întrebăm. Hai că mai am doar 3-4 stack-uri așa. Și eu la fel, mai am 3 stack-uri jumate. Dar eu îmi cumpăr. Eu te cumpăr de Anița acolo, eu îmi cumpăr deja sticluțe, poate fac level 30. Oare pot să-mi dau sticluțele și aici la shop? Nu știu. Să nu le dai pe lângă. Cum pe lângă? Să nu ia adică și altcineva, altcineva. Asta am înțeles, da. Uite mă că fac ceva sticle. Faci în jur de un stack ceva. Da, mă, și se câștigă ok cu emeraldele astea, ok. Și ce bine că aici îți ia doar 3 levele dacă ai level 3. Da, da, știu, pentru că e un 1.8, for fuck's sake. De aceea sper să ne înceantăm cât mai multe. Ok, level 2, cam 3. Cam câte de astea ți-ai luat? 41, dar am vândut 2 stack-uri sau 3, nu știu câte am vândut. Acum m-am apuc chiar să vând. Slash money. Mamă, trebuie neapărat să vorbesc cu Soul să facă pe 10 bucăți, nu știu, să zic. Îl fac eu după asta. 700, mă, să faci pe 10 bucăți 700? Cred. Ca nu știu, pe calculăm. Păi dacă o bucată se vindea cu 70 de dolari? Da, e bine așa. Deci 3, 8, ia fii atent. Îmi dau game mode 1 ca să pun ăsta. Sell 10, 3, 8, parcă era. Ai de zic eu dacă vrei, 3, 8, da. 700. Bă, sper că matematica mea încă mai merge. Altă viață acum. Mă duc să-mi cumpăr niște enchanting-uri. Așa. Bă, nu știu, sper, deci dacă o bucată se cumpăra cu 70, 10 bucăți să se... Da, mai ok. Da, mai e bine. Gata, m-am avut toate emeralele. Păi de ce n-am făcut fata afacerea asta de la început? Era mai bine. Și acum aș pune și pe bai. La sticluțe. Cu 5.010 bucăți. E, la sticluțe merge repede.
Băi, cred că o să fac level 30, sper. Ok. Eu am deci 26 și cumpăr sticluțe. Eu am 23, 24, 25, 26. O să fac. Am 26, mamă, mai trebuie 4 nivele. Mai ai să-mi dai și mie? Stai așa, să văd cât fac eu. Și-ți dau, ok? Să mai vând gol, poate mă ajută. Uite, am primit mesaj. Ok, sell. Stai așa. Și pe gol faci relativ ok. Eu am făcut level 30 fix. Și mai ai? Nu, nu mai am nimic. Nici antează tu ceva. Mă, dă să-mi înșantez. Mamă, o singură sticluță, for fuck's sake. Isu, ok, hai să mai facem 4 nivele, hai că nu fi foc. Poți să... vinde niște diamante. Da, lasă că fac eu din ce mai vine de aici. Cum vrei. Mă duc, aceasta este armura, hai să le luăm și noi. Ia-mi-o și mie și aruncă-mi un inventar în timp ce sparg aici. Ok. Hai că aproape am level 27. Da, și foarte mult mă întrebați care e textura. Textura nu știu cum o puteți lua, mi-am dat o niță. Se numește Huahi Resource Pack. E textura nouă a lui Huahi, nu aia veche. Deci nu știu niță de unde a luat-o. Îmi se pare că a intrat pe canalul lui de YouTube, nu mai știu. Da, oare acolo a pus-o. Da, deci intrați pe canalul lui Huahi de YouTube și o să o găsiți, cred. Eu îmi fac mai multe. Hai că aproape am level 27. Hai cu 27-le. Ei, level 27. Ia, mă duc să vând niște diamante. Mă să vând niște diamante. Da, acum să fac 28 măcar, să știu o treabă. Hai că n-a fost. A, uite, vezi că ți-am mai lăsat niște blocuri de lapis în chest. Ok. Spawn. Să-mi dau și o heal. Hai că, de fapt, frate, nu știu dacă mai cumpăr, că văd că merge repede. Adică am 27 jumate. Yeah, ok. Să vedem ce ne pică. Băi, sper să-ți pice ceva. Breaking. Pe toate îmi picam breaking. La 28, la 28 mă duc să cumpăr. Bă, nu. Bine, dar cu siguranță dacă stau AFK pe server, voi îmi dați bani și o grămadă de item. Pentru că așa se întâmplă, dacă stau la spawn sau ceva genul. Pe pantalon mi-e și protection 3. Și acum trebuie să mai mă duc să mai fac level. Eu cred că văd ce-mi pică, pe sabie sau așa. Le văd pe toate, le verific, știi, gen. Da. Isă. Mergem să mai minăm. Ai, ești tu la ăla? Da. Cât ai? Aproape 28. Ia să văd peste în chest. Cred că am, dacă mai sparg un diamant, ceva genul, sau un lapis. Gata, am 28, sigur. Ok, bun. M-a dus să vând niște diamante. Ok, du-te. Mamă, ai făcut niță iteme și acum le vindem. Warp shop. Bun. Uite aici, cred că sunt. La restul. Așa, sell. Ia zi, noi facem aici și le vindem după, că facem level-ul foarte, foarte repede. Ok, hai că se vând repede. Bă, sigur, sigur o să fac level 30 acum, deci sigur. Bă, mi-a, sincer să fiu, mi-aș încianta un târnăcop să văd dacă îmi pică forțe. Parcă m-ar tenta, da. Ar fi ok dacă ar pica. Ok, cred că nu mai pot să vând, așa. Ok, nu știu, unde mai am? Mai aveam aici, ok, gata. Unu, bun, și mai am niște iron. Să și ți-a picat. Păi stai să fac întâi. Ok, gata, nu mai am 10 bucăți. Hai să vând și niște cărbune. 10 bucăți. Ok, mai am un stack. Faci destul de repede level-ul. Da, știu. Ok, bun. Și mai am și niște emeralde, bun. Hai să vedem, frate. Băi, sper să pot să cumpăr multe. Adică, ok, 11 sticluțe. Sper să-mi ajungă. Ce level ai? 28. Frate, nici de level 29 nu, dă-te de acolo. Păi atunci, hai să mai cumpărăm. Ce să cumpăr?
Poate ce să zici? Vinzi? Ce să cumperi? Să vând. N-ai ce să vinzi? De ce nu? Pe ce nu mai ai să vinzi? Ce să vinzi? Vedem noi ce vindem. Păi am luat tot din guvereji, nebun. Ok, level 29. Noi suntem cam prostos cu banii. Level 29. O să-mi dați voi bani, sigur, dar sincer n-aș vrea să-mi dați voi bani. Mai e ok să facem noi. Vedem. Adică mi-ar place mai mult să știu că am muncit pentru acel item decât să-l obțin atât de ușor și să nu mă doar atunci când îl voi pierde. Cum ar veni? Să zici când ai făcut, vrea, îți dau acum niște bani să-ți cumperi sau îți cumpăr eu și îți dau? Cumpăr pentru tine. Oricum nu mai am, 29 aproape jumate, 29. A, ți le dau ție astea. Ok. Hai, frate. Am putea să topim și căul ăsta, iron-ul și gold-ul. Vrei să ți le arunc pe tine? Nu, păstează-le. Că fac level 30 relativ rapid. Okay. Cu siguranță, episodul viitor o să ne mai încentăm ceva și o să încep direct cu level 30. Ca să nu mai stăm atât de mult off-camera. Adică să minez off-camera până la level 29 jumate sau ceva genul. Vrei să nu iau și eu din greșeală sau? Nu. Ok, aproape fac 30. Hai, tătuțu. Așa. Încă două liniuțe cum ar veni, sau o liniuță jumate. O liniuță, fix o liniuță mai trebuie. Hai, jumătate de liniuță. Toată lumea să se pere acum cu să ne pice și ceva bun. Hai, încă un pic. Hai, frate, nu mai vine ceva. Cărbune nu e bun. Un diamond, un ceva, ia. Yeah. Cărbune. Mamă, nu mai cărbune, ești fix la mine. O să fac level din cărbun. Hai cu lapisul ăsta. Bun, level 30 în cap. Hai că mai stau eu aici un pic să mai minez. Eu n-am pantalon, bă, mi-ai luat pantaloni. Păi fă. N-am cum. Aveam și eu pe armor stand, frate. Păi ți-am dat tot. Nu mi-ai dat tot. Ba n-are cum. Aveam pantalon pe armor stand, deci nebun și mi-ai luat. Uite din inventar, frate. Uite, mai avem aici niște diamante. Nu am un inventar, mă. Lol. Îmi fac din diamond acum, bun. O spawn. Și undeva sus, nu mai știu cum ajungeam sus. De fapt, cred că știu pe aici, pe undeva. Ia. Aici să fie. Nu, mai sus atunci. Unde era, frate, enchanting table-ul ăla, bă? De unde apela spawn? Acolo, de stress spawn. Așa, am vină tot de când fac cu mine. Stai așa că fac imediat level 30. Sar de pender chest în stânga sus. Stânga sus, vino frate că nu găsesc. Pender chest e, uite, în stânga sus, uite aici ar veni stânga sus. Dar l-am văzut undeva, dar nu mai știu unde, mă. De naiba ai. Dar scrie warpen champ. STPO, warpen hunt, exact așa. Ok, bun. Dar stai să văd cum naiba ajungeam. Era în față. Ia, era pe partea opusă, frate. Bun. Deci pe chest plate mi-ar pica Blast Protection 4, nu sunt mulțumit. Pe pantaloni am Breaking 3, nu sunt mulțumit. Protection 3 pe cască, ar merge. Și Feather Falling pe ăștia. Aia să pun sabie, să fac și o sabie. Niște beți avem și noi prin cufărul ăsta, mecanisme, nu, n-ar trebui să fie aici, în stick-uri, bun. Ce se postați? Am Breaking 3, pe sabie, nu e ok. Bun, warp enoch hunt, ok. Sabie, hai să vedem. Bane of Arthropod, ok, o să-mi pun casca. Eu o să pun pe un turnocop. Protection 3, Unbreaking 3 și Aqua Infinity 1. E bun, ce ți-a picat pe turnocop? Mi apare eficiență 4. Deci, nu e așa bun. Cum să nu fie? Păi ce este de folositor să fii mai eficient? E mai folositor să îți dea mai multe pe... Păi să faci mai repede, poate pică și poate pică acolo și altceva mai bun. Ok, Niță, ți-a picat? Acum merg cu warp enchant. Hai să vedem ce pică, dacă pică eficiență 4 și ceva, poate. Și fortune 2 și am breaking 3, ce mai zici? E bine, ok. Bun, deci enchanturi destul de bune pentru amândoi, zic. Acesta a fost episodul, eu am fost The Link, stai așa că vreau să scriu Jill. El a fost Niță și ne revedem curând. Ciao, mulțumim. La revedere. Vizionare.